Bună seara și a revenit Codran la Prof. Online pe exerciții de matematică la algebra. Algebra, bine. Gata, așa să fie. Algebra. Zi, Robert. Determinați X din proporții. Determinați X din proporție. Ok. A, 5 pe 1 pe 2. 5 supra 1 pe 2. 2 plus 1 pe 3. Tot la mică, da? Da, da. 1 pe 3. Egal cu X pe 12. X supra 12. Echivalent cu, vorbește, te rog. Echivalent cu... 5 supra. Dacă am avea aici un număr, l-ai aflat pe X rapid. Ce trebuie să facem? 1 pe 2 plus 1 pe 3. Să facem un calcul. Cât face 1 pe 2 plus 1 pe 3? Amplificăm aici cu 3. Numitorul comun este 6. 2. Și o să avem 5 supra 6. Egal cu X pe 12. Echivalent cu lucrăm și lucrează. Și lucrează. Deci spunem că 5 supra 5 pe 6 egal cu x pe 12. E bine? Da. Da? Și acum ce facem? Trebuie să scăpăm mai și să facem împărțirea asta. Cum se împart două fracții? Nu se știe prima? Cu 2. Deci vine 5 pe 1 înmulțit cu 6 pe 5. Egal cu x pe 12. Și 5 cu 5 se simplifică? Da. Așa este? Da. Și rămâne 6 pe 1. Deci echivalent cu a spune că 6 supra 1 egal cu x pe 12. Deci scoatem pe x egal cu cât? X egal cu 6 ori 12 supra 1. 6 ori 12 supra 1 și face 72. Terminat. Exercițiu. B. 0,3 în perioadă. 0,3 8 în perioadă. 0,3 8 în perioadă. Egal cu x minus 1. X minus 1. Pe 1,16 perioadă. 1,16 perioadă. Echivalentul. Robert, vorbește tu aici. 3 pe 9. Așa. Deci eu v-am avea 3 supra 9. Totul supra. Supra 38 minus 3. 38 minus 3 supra 8, 90. A, da. Supra 9 și 0, nu? 9 pentru 8 și 0 pentru 3. Uh-huh. Așa, egal cu x minus 1 supra 1 întreg și Adi vorbește. X supra 1 întreg și 1 întreg și 16 minus 1. 16 minus 1, bine. Supra 90. Supra 90. Da. Așa și este egal cu... Echivalent, în proporții, le luăm de la început. Bine. 3 pe 9. Care înseamnă că 3 pe 9? Păi dacă zic 1 pe 3. 1 pe 3, totul supra. 1 pe 3. Totul supra ce s-a întâmplat? E încuiat ușa. Încuiat ușa? Da, e încuiat. Mi-a zis banca acum. Cine mă duc? Păi să duc ceva. Dar au plecat fetele și n-am zis nimic. Probabil după aceea s-a dus cineva. Păi și s-a dus. Așa și este egal cu 15 pe 9. Dacă introducem o întreg o facție... Nu, aici n-am scris. 35 pe 9. 35 supra 90. Egal cu? 90 este egal cu x minus 1. X minus 1 supra 1 întreg. 1 întreg și 15 supra 90. Echivalent cu? Echivalent cu... Robert, continuă. Echivalent cu x minus 1 pe 3. 1 pe 3. Totul supra. Supra...
35 pe 90, simplificăm prin cât? 5 prin 5. Prin 5, da? Și face 7 pe o dată. 8. 18, da? Egal cu x minus 1, supra. Supra... Hai să mai simplificăm 15 cu 90 în 3. Deci eu îl întreg și... Și 5 pe 30. 5 supra? 30. 30. Dar și 5 pe 30 mai simplific, chiar prin 15 pe 30 face 1 pe 6. Nu? Că 15 pe 90 de 6 ori. 1 pe 6. Echivalent. Scriem. Cu cine? Echivalent cu 1 pe 3 supra 7 pe 18. Cum facem chestia asta? Cum despartajăm la Robert? 1 pe 3. 1 pe 3, Robert, ori? 1 pe 3 ori 18 pe 7. 18 pe 7 egal cu x minus 1 supra 7. 7 pe 6, 7 nu? Pe 6, da. 1 6, 7 pe 6. Echivalent cu Adi vorbește. Simplificăm 18 cu 3. Da, 18 cu 3 și... Și alo? 6 pe 7. Da, sunt la treabă. Bine, vă rog, salut. De 6 pe 7. Deci echivalent cu 6 pe 7. Care egal este egal cu x minus 1. Da. X minus 1 supra 1. Da. Poți să zici așa, x minus 1 supra 1, mulțit cu? Da, da. Mulțit cu 6 pe 7. 6 pe 7. Echivalent cu? Echivalent cu... Putem 6 să... supra 6. Zi, zi, zi. Nu putem să... Ăsta, împărțim 6 pe 7, că și într-un meu și un altul. Împărțim foarte tare. Deci ai observat 6 pe 7 și în stânga și în dreapta. Deci împărțim toată egalitatea asta prin 6 pe 7. Numărul ăsta. Da. Da. Și atunci, o să fie egal cu... 1 egal cu... 1 este egal cu x pe 1. X minus 1. X minus 1. Da. Supra 1. Nu mai spui supra 1, da, să da. De unde rezultă că x... Egal cu 2. Adunăm un 1. Da. Adunăm un 1 în ambele membre și rezultă că x egal cu 2. 2. Terminat x. Hai să vedem încă o dată ce a avut autorul aici. Ce merită să reținem din exercițiul ăsta. Da. Deci a vrut să vadă, dacă ne amintim, cum se transformă un număr periodic simplu și periodic mixt în fracții ordinare. Da? Asta a vrut să vadă. Turma a mai vrut să vadă, dacă sesizăm simplificările, că o fracție se simplifică în numărător cu numitor, cum a fost 3 pe 9 și 35 pe 90. Nu lăsăm așa, ci se face simplificările care se impun. Așa. Și încă ceva... de supraetajarea, cum se par două fracții. Aici este momentul frumos când x minus 1 supra 7 pe 6 și se zizăm că x minus 1 mulțit cu 6 pe 7 și tu ai sesizat foarte bine. Eu nu observasem asta, că 6 pe 7 este și în stânga și în dreapta. Și de regulă împărțim prin 2, printr-un număr întreg. Da. Dar ca să împarți printr-o fracție, nu prea o vezi pe timpul. Și l-a văzut că 6 pe 7 este 6 de... și împărțim fracție, egalitatea pe 6 pe 7. Și atunci a rămas că x egal cu, a rămas la x egal cu 2. Da. Bun. Bine. Da. Altă, Robert. Robert, te rog. Stabiliți dacă se pot forma proporții cu numere. Deci, să vedem dacă cu numere. Care sunt acestea? 1, 9, 5. 1, 9, 5. Și 45. Și 45. Deci cu 1, 9, 5 și 45 să vedem dacă se pot forma proporții. Care era tehnica? Am făcut de asta, nu? Cum? Cum gândim aici, Robert? Ca să faci proporții, trebuie să te gândești așa. Produsul a două, da. Se egal cu produsul celălalt. Putem să scriem 9 pe 1 egal cu 45 pe 5. Deci 9 supra 1, pentru că... Da, e corect. Da? Deci tu spui că 9 supra 1 egal cu 45 pe 5.
pe 5. Adică produsul a două dintre ele e egal cu produsul celorlalte. Da. Și tu ai zis așa, 9 ori 5 face 1 ori 45. Da. Dar trebuie să iei toate variantele. Deci, te-ai dus la 9 ori 5. Altă variantă... 9 care ar fi? 9 pe 45. Egal cu 1 pe 5. Egal cu 1 pe 5. Da? Deci, practic, mă ne putem schimba pe ăsta, 45 cu 1. Și 5 pe 1 egal cu 45 pe 9. Și 5 pe? 1 egal cu 45 pe 9. 5 pe 1, ai spus. Egal cu 45. Egal cu 45 pe 9, da? Adică, tot așa, 5 ori 9, asta e exact. Că da. Le mai poți întoarce și le mai poți schimba între ele. Dar e important că există două dintre ele, Robert, două dintre ele mulțite egal cu celelalte mulțite care rămân. Deci, ori de câte ori găsești două dintre ele care mulțite să facă produsul celorlalte, înseamnă că poți forma proporții. Deci, din cele patru, să există două, încât înmulțite să-ți dea produsul celorlalte două. Asta ar fi ideea, da? Te rog. Altceva? Cu tot la fel, cu 7, 2, 5 și 11. 7, 2, 5. Cinci și 11, da? 7, 2, 5 și 11. Nu se poate. Deci, zici, 7 ori 2, 5 ori 11. Și nu se poate. Deci, 7 ori 2 diferit de 5 ori 11. 7 ori 5 diferit de 2 ori 11. Diferit de 2 ori 11. Și 7 ori 11 diferit de 2 ori 11. Și 7 ori 11 diferit de... decât de 2 ori 5. Și atunci, testându-le pe astea 3, nu că ai mai variante să aranjezi. Și, deci nu se poate. Altceva? Pe o hartă cu scara de 1 pe 500.000. Deci, harta având 1 pe 500.000. Distanța dintre două localități este de 14 cm. Deci, 14 cm de la A la B, pe harta asta, e de 14 cm. Da. Calculați distanța în teren dintre cele două localități. Bun. Cum gândim? Păi, X pe la 100 egal cu Y. Deci, din relația care știm, da. X, nu? Da. X ori P la 100, X ori P la 100 egal cu Y. Și atunci avem 1 pe 500 de mii ori P la 100 egal cu 14. Deci, noi știm cât este raportul de proporționalitate. 1 pe 500 de mii, nu? Și știm rezultatul că e 14. Și atunci zicem X ori 1 pe 500 de mii egal cu 14. Și de fapt, intrăm într-o proporție care spune X supra 500 de mii, X supra 500 de mii, este egal cu 14 centimetri, da? Da, și... 14 pe 1, poți să spui. Și acum aflăm pe X într-o proporție. Da, X egal cu 14 ori 500 de mii. Deci X egal de aici. X egal cu 14 ori 500. Care egal cu 7 milioane de centimetri. Dacă îi transformăm în kilometri, avem 70 de kilometri. Deci cât ai zis 7 milioane? 7 milioane de centimetri. Da, centimetri. În kilometri. În kilometri. În kilometri. Și o să avem 70 de kilometri. Și cu două ajung la... La cine am ajuns cu două? La metri. Și mai tai două... 3 0 și am ajuns la kilometri. Da. Și face 70 kilometri. E bine, Robert? Da. Da, urmai. Bine? Următorul. Împărțiți numărul 350. Deci să împărțim pe 350. În 4 părți. În 4 părți. Astfel încât a doua parte. Așa încât. Așa încât, patru părți, adică A, B, C, D. Dar patru părți. Ne-am uitat cu aici. A doua parte să fie 3 pe 2. B să fie egal cu? 3 pe 2, din prima.
Așa. 3 pe 2 din a. Așa. A treia parte să fie 4 pe 3 din a doua. Ce să fie 4 pe 3? Din B. Din B. Iar a patra parte să fie 5 pe 4 din a treia. 5 pe 4 din C. C. Să găsim părțile. Cine sunt părțile A, B, C și D? Păi avem A plus B plus C plus D egal cu 350. Sigur că da. Deci avem că suma părților, deci A plus B plus C plus D, egal cu 350. Și acum... B egal cu 3A pe 2. Deci, în loc de B vom pune 3A pe 2. Da, C egal cu 4 pe 3 ori 3A pe 2. Să urmărim mai ușor. Deci ne propunem ca totul să fie exprimat în funcție de A. Da. Deci pe B, adică B-ul e 3A pe 2. Da. La C este 4 pe 3. Ori 3A pe 2. Din B. Care B îl știu, Gabi. Uite, da, B. Ori 3 pe 2A. Ori 3 pe 2. A. Și 3 cu 3 simplificăm. 4 cu 2 face 2 și face 2A. Și D, la ce ne ducem? La D este 5 pe 4. 5 pe 4, 4 pe 3, ori 3A pe 2. Deci este 5 pe 4 din C. Dar C-ul e 2A. Nu așa? Ba da. Da. Și face 2 cu 4, simplificăm și face 5 pe 2, A. 5 pe 2, A. Și iată că în clipa asta avem așa. Hai să vedem ce avem. B-ul este egal cu 3 pe 2, A. C-ul este egal cu 2, A. D-ul este egal cu 5 pe 2, A. Da? Acum deci... acolo înlocuim acolo, nu ia plus B plus C. Sigur că da. Deci lucrăm rapid. Ce zicem? În loc de pe A lăsăm A plus. În loc de B punem 3 pe 2, A plus 2, A. În loc de C. Lăsă 5 pe 2, A. 5 pe 2, A. Și egal cu 350. Așa, egal cu 350. Și acum, hotărâm. 3 pe 2 și cu 5 pe 2, de al de A. Nu, A și cu 2, A, cu 3. A, 3 cu 2. Putem face așa, dar iese deodată. Că 3 și cu 2 fac 8, împărțit la 2 fac 4. Ca să nu mai pierdem timp. 4A. Tu ai de vei dreptate, dar trebuia să amplificăm peste tot cu 2. Da. Dar am adunat fracțiile astea, 3 pe 2 A și cu 5 pe 2 A, fac 8 pe 2 A. Adică cât face? 4 A. Da. Și 3 și cu 4 A egal cu 350 A. Deci A și 50. Adică 7 A egal cu 350 A. Când scoatem că A va fi egal cu 50. Dacă A-ul e 50, B egal cu 150 pe 2. B-ul este, uitați-vă, 3 pe 2 A. 150 pe 2. Deci 3 supra 2 ori 50 și face 150 pe 2 și egal cu B egal cu 75. 75. De 3 ori de 25, 75. Și C egal cu 4 pe 3 ori 75. Ce e de 2 ori A? 2 A. Adică pe 2 100. A adică egal cu 100. Și D-ul e egal cu, cât ne zice? Cu 5 pe 4, 4 pe 3, 5 pe 2, 5 supra 2 ori A și face 5 ori 50 pe 2 și face cât? Cât o să obținem? 25 de 5, 125. Și cu asta am făcut și am găsit pe A, B, C și D. Deci, ce a fost aici, Robert, interesant? Hai să urmărim. Ideea de a exprima totul în A. Da? Deci, pe A l-am lăsat, B-ul este în funcție de A, C-ul este în funcție de B, dar pe B, știindu-l în A, reușim să-l exprim pe C în funcție de A, D-ul în funcție de C, dar C-ul este de A știut în A, deci totul e în A și totul merge foarte bine de la sine. Te rog? În 480 grame de apă. Deci în cât? 480 grame de apă. În 480 grame apă se introduc 20 grame de sare. 20 grame grame, da? Grame sare.
sfert la sute cantile. Care este concentrația de sare a soluției obținute? Care este concentrația de sare a soluției obținute? După formulă. Care este formula? X ori P la 100 egal cu Y. X ori P la 100, P supra 100, egal cu Y. Și o să avem 20 pe 480 plus 20. O secundă, o secundă. Cine este X-ul? X-ul este soluția, nu? Mm. Și Y-ul este sarea. Că tu ce m-ai întrebat, care este concentrația... De sare a soluției obținute. Corect. Deci X este masa soluției și ea e apa la care am pus 20 de grame de sare, înseamnă 500. Deci e vorba de 480 plus 20. Deci face cât? 500 grame de soluție. Ori P supra 100 egal cu, cu sarea, 20. Și acum observăm, simplificăm prin 20 ori, 5 prin 20 face 4. Deci P egal cu 4%. P egal cu 4%. Rezultă P egal cu 4, sigur la 100. Robert, încă o dată, este clasica problemă a relației acelea între X procent și valoarea procentului. Valoarea procentului Y. Și totdeauna ni se dau două din ele și aflăm pe a treia. Deci două sunt cunoscute și trebuie să găsim pe a treia. De data asta ni s-a dat masa soluției și masa sării. Și trebuia procentul de sare din soluție. Da? Nu poți să spui procentul de sare din apă. Pentru că după ce s-a pus soluție, s-a pus sarea în apă, s-a modificat masa. Da? Deci 420 cu 2 și cu 480 cu 20, deci 500. Asta este problema. Mergem mai departe. Priviți figura alăturată și calculați producția de grâu dacă producția de porumb a fost de 3.220 tone. Am făcut-o, dar nu a fost la lecție. Da, nu a fost. A fost la fotbal. Da. Păi, Robert, cum ai trebuit la fotbal, noi, când nu faci matematică, ești la fotbal. Da, corect. A făcut-o până la mie, super. Eu fac mamă, deci așa. Deci tu n-ai treabă, că... Când o să fie o problemă și spun, mă, nu mă te duci la ambal, că noi facem matematică în timpul ăsta, ce faci tu? Păi asta e spada, că nu mă știu. N-ai reușit să muți ambalul în altă... Nu. În altă perioadă? Eu da. Mai tot deci cum spune acolo, ce... ce ai cred un tabel ceva, nu știu mai. Da, 59% grâu, 18% ors și 23%. Deci, așa era, nu? Un tabel. Grâu. Apoi, ce ai spus? Ors și porumb. Ors și porumb. Ors și porumb, da? Da. Grâul este 59%. 59% din cine? Din... Mai... Ne zice că era porumbul. Da. Da, porumbul zice. Aha! 59%. Orzul? 18%. Da. Și porumbul 23%, adică 3220 tone. Care înseamnă? 23% înseamnă cât? 3220 tone. 220 tone, da? Cum gândim? 23% egal cu 3. X ori P la 100 egal cu Y. Așa. Deci X ori P la 100 egal cu Y. Da. Și acum X ori procentul egal cu 3220, da? Deci X ori 23 pe 100 egal cu
Y-ul care e 3220. Și rezultă că X-ul va fi egal cu 3220 tone ori 100 ori 100 și împărțit la 23. Aici face 23 în 32 odată. 14.000, da? 14.000 14.000 tone, da? Tone. Apoi cum gândim mai? Vedeam cât reprezintă 1%? Asta a fost ideea mai că nu a fost bun. Vedem cât reprezintă 1% din porumb, da. Nu? Adică din 3220, nu? Împărțim la 3. Deci, și pe rute să mulțim cu 18. Da. Da? Ca să vedem cât reprezintă. Deci, încă o dată, mai citesc problema că nu mi-a fost foarte clar. Priviți figura alăturată și calculați producția de grâu, dacă producția de porumb a fost de 3220 tone. Ce de asta? Producția de grâu. Vedem și de grâu. Așa. Da, 5. Este problema 5. Numărul 5, 6. Da? 6. Priviți figura alăturată și calculați producția de grâu, dacă producția de porumb a fost 3220 tone. Așa. Deci, am aflat în felul ăsta care este producția de 14.000 ce e? Asta e întrebare care vreau să spun. Grâu plus ors, nu? Nu? Nu, 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 nu. Nu. Dacă știam că porumbul 3.220. Și el reprezintă... Dacă o să uită tot. El reprezintă 23% din cantitatea totală de cereale, vreau să înțeleg. Deci, se obține o anumită cantitate de cereale, din care 59% din cantitatea totală de cereale o reprezintă grâu, orzul înseamnă 18%, iar porumbul reprezintă 23%, da? 23% din cantitatea totală. Cantitatea totală de cereale este de 14.000 de tone. Și acum, aflând cantitatea totală de cereale, da? 14.000 de tone, trebuie să ne întoarcem și să găsim orzul și să găsim și grâu. Așa zicem. Deci, practic, zicem, 18% din 14 tone, 14.000 tone ori 18 pe 100, este egal cu producția 2020. De orz. Da. Te face? 2520 tone. Tone. De orz. Orz, da? Și acum, 59% din cantitatea asta de 14.000 de tone, 14.000 tone ori 59%, 59 pe 100, este egal cu cât? 8.260 de tone. 8.260 tone grâu. Deci, să înțelegem așa, că din producția totală de 14.000 tone de cereale, 3.220 reprezintă porumbul, orzul reprezintă 2.520 tone, iar grâu înseamnă 8.260 tone. Da? Deci în momentul în care ni s-a dat valoarea procentului de 23% de 3.220, am putut afla toată producția de cereale. Și pe urmă, din producția cereale, putem afla procentajul care reprezintă atâta grâu, atâta porumb, atâta orz și iată problema rezolvată.
Altceva, Robert? După două creșteri consecutive de preț cu 20%. Așa. Din prețul inițial și respectiv 15% din noul preț, un obiect a ajuns să coste cu 760 lei mai mult decât era prețul inițial. Deci, Robert, inițial avem un preț X, da? Da. Și cu cât prima dată? Cu 20%. Deci, el crește cu 20%. Să spunem 20%. Da. Și apoi, din nou crește. Și încă o etapă, mai crește cu 15%. Creșterea asta, în cele două etape, este egală cu cât? Și egală cu? Ai spus că a ajuns să coste? 760 lei. Mai mult decât. Adică creșterea, după cele două etape. Deci cele două etape de creștere înseamnă 760, parcă este, nu? Da, 760 mai mult. Lei. Adică peste ceea ce a fost la început. Uh-huh. La început a fost X. Zic? Vrei să încerci, da? Deci să o gândim încă o dată și până ne apucăm de problemă. Deci la început a fost X. Se produce o creștere. Ca să vedem cât, cu cât a crescut, facem 20. Nu, dar nu facem X ori 20%. Păi da, ca să vedem creșterea. Da. Deci X ori 20% înseamnă creșterea cu 20%. Cât a crescut? Deci avem procentajul de 20% din X. Da? Și în etapa a doua facem 15% din cine? Din nou preț. Din nou preț, adică din X plus cât a fost creșterea respectivă. Da. Deci, în prima etapă, facem creșterea, și numele creșterea este 760. X ori 20%, 20%, nu? Da. Care înseamnă 1 pe 5, X pe 5. X pe 5. Deci crește cu o cincime, practic, în prima etapă. În etapa a doua, la prețul pe care l-am obținut, adică la X plus X pe 5, deci X plus X pe 5, acestui rezultat îi aplicăm o creștere. Da. Amplific egal cu 5. Facem 5 egal cu cât aici? 5. 5X cu X face 6X pe 5. Acestuia îi aplicăm o creștere de cât? 15%. Deci, vom face 6x pe 5 ori 15 pe 100. Ori 15 pe 100. 5 cu 5 se simplifică. Și observăm că se simplifică 15 cu 5 aici rămâne un 3, da? Și egal cu 9x pe 5. Și 6 cu 100. Și 3 pe 50. Și face 9x pe 50. Ce reprezintă 9x pe 50? Creșterea la a doua etapă. Deci cât s-a mai dus prețul în a doua etapă? Și acum, ca să vedem cât s-a dus, cu cât a crescut prețul în cele două etape, înseamnă că la prima creștere, prima creștere cât a fost? De x pe 5. Deci prima creștere a prețului, da? Prima creștere a prețului. Iar 9x pe 50 înseamnă a doua creștere. A doua creștere a prețului. Și ca să vedem care este creșterea prețului în cele două etape, la x pe 5, x pe 5 adunăm, la prima creștere, adunăm pe 9x pe 50. Și face cât? Și egal cu 60x pe 50. Aici amplificăm cu 10. Da. Și egal cu 60x pe 50. Și vine 10x cu 9, 19x. Și egal cu 69x pe 50. Da? 69x. 19x pe 50. Este creșterea creșterea de preț în cele două etape.
Și cu cât spune că este egal la 6 valoare? Cu 760 lei. Și avem această relație. Prin 19x. Am prezis că se împarte prin 19. 760 prin 19. Deci împărțim egalitatea prin 19. Și vine că x supra 50 este egal cu 40. Că de 4 ori 4, 9, 3, 6, 4 ori 4, da, 40. X 40 pe 1, rezultă că x este egal cu 2000. Da? Ăsta este prețul inițial. El se modifică cu o cincime, crește cu o cincime și până mai crește cu coeficientul acela 1x pe 50. În final, am constatat că prețul inițial a fost x de 2000. Dacă vreți exact să vedeți cum a evoluat prețul, putem face proba. Deci, ce înseamnă 2000 pe 5? X pe 2000 sau, nu, 2000 pe 5. X 2000 supra 5 este egal cu cât vine? 400. Deci după prima creștere, prețul ăla se arată așa. Prima creștere înseamnă 2000 la care adăugăm pe 400 creșterea, face 2400. În a doua etapă, acestui preț de 2400, îi se aplică o creștere de 15%. Și care era valoarea coeficientului? 19x pe 50. Adică la din 19 ori 2000 supra 50, 5 în 20 de 4 ori și face 40 ori 19. Da? Nu, asta e toată creșterea, nu-i bine. Practic, la unde să mă duc? La 6x pe 5, la 9x pe 50, că acolo trebuie să fac. Da, da. Deci, incorrect aici. Zic așa. 9 ori 2000 supra 50 40 și face 9 ori 4, 36. 360 de crește prețul în noua etapă. Și atunci, la fostul preț din prima creștere, deci la 2400, dacă adăugăm pe 360, face 2760. Față de 2000, e clar că s-a dus 760? Da, 760. Așa cum e de problemă. Am făcut o probă, da, am verificat. Da? Să vedem altă. Să vedem, da. Cât la sută din 85 reprezintă 51? Cât la sută din 85 reprezintă 51? Păi, clasica problemă. Cât la sută din... Încă o dată? Cât la sută din 85 reprezintă... Deci 85 ori pe la sută egal cu? Egal cu 51. 51. Pana. Da? Deci 85 ori pe la sută egal cu 51. Și acum ce facem? Pipetele să-l găsim. Echivalent 85 cu 100 simplificăm prin 5 și facem 20. Aici o dată 17. Și vine 17 ori pe supra 20 egal cu 51. Se împarte relația prin 17 și atunci vine pe supra 20 egal cu cât vine? 3. Deci pe egal cu 60%. Da? 2 ori 3, 60. 60%. Deci, cât la sută din 85 reprezintă 51, tot timpul avem în minte relația aceea. X ori P la sută egal cu Y. Avem în vedere că X-ul și Y-ul sunt date aici. P-ul, procentul trebuie găsit. Altul? Calculați pe X din proporție. Calculăm pe X din proporție. Să vedem ce proporție.
Hai zic ziua, că nu o scriu forțul ăsta. 3 pe 7 minus 1 pe 4. 3 pe 7 minus 1 pe 4. Totul supra. Supra 15 pe 28. 15 pe 28. Da. Egal cu 4 la 3-a. 4 la 3-a. Împărțit la 2 la 5-a. Supra x minus 2. Supra x minus 2. Da. Deci să aflăm pe x din proporția aceea. Adi, te rog repede să o faci. Da? Da. Zi. Păi, prima fracție o amplificăm cu 4. Și cealaltă cu 7. Da. Și ai ce? Și avem 12 minus 7, totul supra 32. Deci obținem 12 minus 7, totul supra 28. 4 7. Deci este 12 minus 7 supra 28. Numitor. Totul supra. 15. Ori 15 pe 28. Da? Egal cu 4 la 3 împărțit la 2 la 5. Cât face? Păi, haideți să scriem pe 4 la 3, ca fiind 2 la 2, totul la 3. Adică 2 la cât ar fi? 2 la 6. Corect? 2 la 6, împărțit la 2 la 5. Și încea totul supra x minus 2. Supra x minus 2. Da? Te rog. Și acum echivalent cu 12 minus 7, 5. Da. Dar observăm că 28 cu 28 se simplifică, când răspunăm fracțiile. Da. Și este 15 pe 15. Deci obținem 5 supra 15. Într-adevăr, 5 supra 15 este egal cu? Este egal cu 2 la 1-a, care 2. Da. Supra x minus 2. Da. Și 5 cu 15 deci, mai simplificăm prin 5 și echivalent. 1 supra 3 egal cu 2 supra x minus 2. Echivalent cu, te rog. Putem să zicem că x minus 2 este egal cu 3 plus 2. 3 ori 2. 3 ori 2. Deci x minus 2 da. Egal cu 3 ori 2. Adică egal cu 6, da? Da. X minus 2 egal cu 6. Adică x egal cu 8. Terminat, știi? Alte chestiune? Într-o sală de spectacol sunt 180 reguli. Avem 180 elevi. 180 elevi. Din care 65% sunt fete. 65% fete. Câți băieți trebuie să mai vină în sală pentru ca numărul băieților să devină 70%? Bun. Din numărul total al elevilor din sală. Bine. Putem afla fetele? Da. Cum? 180 ori 65 pe 100. Sigur că da. 180 ori 65 pe 100, care înseamnă, iată aici, prin 5 odată 3 și 2 acum, 2 cu 18, 9. Deci facem cât? 9 ori 13, adică 9 ori... 177. Cât? 177. 170 și... 117. 117 fete. Fete, da? Da. Bun. Acum, băieți putem ști că sunt? Da. 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 Așa. Din 180, scădem pe 116 și egal cu... 63 băieți, da? Da. Băieți. Acum, întrebarea, la băieți mai vin X băieți, că nu știm cât mai adăugăm, dar tot cu X crește și numărul elevilor din sală. Da? Deci, la 180 plus X, câți băieți au mai venit? Ori
procentul de cât acum să fie? 70. Apoi, ori 70 pe 100, 70 pe 100, să facă egal cu foștii băieți 63 plus X. Iată cum am gândit. Da? Urmăriți-mă. Cum am gândit. E important aici. Deci, știu câți băieți sunt în sală. Și întreabă autorul, câți băieți să mai vină în sală? Deci numărul elevilor din sală se mărește cu X. Deci am zis 180 plus X. Ori procentul pe care trebuie să reprezintă băieții, ori 70 plus 100, să fie egal cu 63, deci la cei care erau deja, plus X. Să... S-a modificat. X. A, nu, n-ai voie acum că e legat cu mulțire. Da. Da? Deci, ar fi fost așa, dacă n-ai fi avut paranteză și atunci, dacă n-ai fi avut paranteză, totuși, fiind în mulțire, trebuie să facem mulțirea. Păi, uite să facem 180. Mai întâi, uite ce facem, așa, da. Nu? Și vine 180 plus X, totul de mulțit cu 7, supra 10, putem vedea așa, nu? 180 plus X ori 7 supra 10 egal cu 63 plus X. Pot să zic 63 pe 1 aici și într-o proporție ce pot face? 180 plus X ori 7 plus 63 plus X ori 10. Deci vom avea 180 plus X ori 7 180 plus X ori 7 totul de mulțit cu 7. Da. 63 plus X, totul de mulțit cu 63 plus X, totul de mulțit cu 10. Ce echivalent cu? 180 ori 7 face 7 ori 0, 0. 1260 plus 7X este egal cu 630. De acord? Da, da. Plus 10X. Ce facem? Acum scădem 7x. Scădem de 7x din ambii membri. Și echivalent. 1260 este egal cu 630 plus, plus 3x. Scădem și pe cine din ambii membri. 630. Da, minus 630. Și echivalent, va spune 0, 3 din 6, 630, da? 630 egal cu 3x. Egal cu 3x, adică de aici x este egal cu 20 și 210. 210, da, da. Deci, x, numărul elevilor, care, băieților care se mai vină, este de 210, ca să schimbe raportul la până la 70%. Da. Am și asta altceva, te rog, Robert? Știind că A pe B e egal cu 2 pe 7. Deci știind că A supra B e egal cu 2 pe 7. Calculați valoarea raportului 5A plus B. Deci mă întreb, 5A plus B, nu? Da. Pe 3B minus 2A. 3B minus 2A e egal cu 5, da? Da. Cum ai de gând? La B. Ia zic. A, deci e egal cu 2 ori B pe 7. Ca să scriem în funcție de A. A egal cu? 2B pe 7. Scoate-mi pe A de acolo, da? Da. Hai, te rog. Așa. Deci A îl scoate de aici, egal cu 2B. Pe 7. După aia facem 5 ori, înlocuim în... Expresie. Expresie. Notăm cum e expresia. Da? 5 ori 2B pe 7 plus B, totul pe 3 ori 2B pe 3, 7. 3 ori 2B. 3B. Nu, 3B. Nu, atâta. 3B. Minus 2 ori? Minus 2 ori 2b pe 7. 2b pe 7. Care este egal cu 10b pe 7 plus b. 10b supra 7 plus b. B. Am mulțit aici, da? Da. Totul b.
3b minus 4b pe 7. Minus 4b? Am putea să aducem la același numitor. Sigur. Deci 7 jos, 7 sus. Și de aici este egal cu 10b. 10b. 7b. Da. 8b. 21b. Aici am putea să fie 3. Da, și acolo. Minus 4b. Minus 4, Z, da? Care supra 7. Supra 7. 7 cu 7 se simplifică numitorul numitor. Și egală mai departe cu? Pe 17. 17 B, supra? Supra? 17. 17 B și face 1. Valoarea expresiei este 1. Așa. Și acum rezolvăm... Ce să vă rezolvăm? Asta trebuie făcut. Asta a fost ideea ta, dacă altcineva are o altă idee. Nu. Tu așa ai vrut. Tu asta a fost stilul tău. Dar altcineva nu are nicio altă inițiativă. Să scoatem pe A și pe B factor forțat? Să scoatem pe B factor forțat, ca să apară pe B. Deci B-ul, dacă scoatem factor forțat, expresia e, hai să plecăm de la început, e egal cu, e de fracție, 5A plus B, totul supra 3B minus 2A, egal cu, e de fracție, scoatem pe B factor forțat, B pe lângă. B pe lângă 5 și A pe B. O 5 ori A pe B. Da, 5 ori A pe B, plus 1, supra B. Pe lângă. Pe lângă 2B? Nu, 3. Că din primul rămâne 3 dacă ai scos pe B. Așa. 3 minus 2 ori A pe B. Așa. Da? Deci, atenție, când am scos, aici am avut pe B. Din coace nu l-am. Și atunci îl punem la numitor. Și egal mai departe, B cu B se simplifică. A pe B simplifică. Și vine 5 ori A pe B pe care îl știm. E 2 pe 7. 7. Plus 1. Plus 1 este supra 3 minus 2 ori 2 pe 7. 2 pe 7. Și este egal cu 10. Supra 10 supra 7 plus 1. Totul supra 3 minus 3 minus 4 supra 7. Egal mai departe cu amplificăm cu 10 în prima fracție. Cu 7. Așa cu 7. Și o să obținem 17 pe 7. 17 pe 7. Totul supra. Totul supra ăsta, 21 minus 4. 4. 17 pe 7. Și totul. Hai, da. Da. Deci totul nu avea cum să fie. Dacă ne dădea altceva, el a fost o trăznaie. Undeva a fi greșit. Deci ne-am fi întors înapoi în calcul și am văzut unde e greșeala. Câte minute mai sunt? 15. 15, oprim? Oprim, sigur că da.